La evanghelizare pe stradă, de fapt în parc, în Petrila, și a fost o evanghelizare așa minunată, dar a fost un început ciudat, ce nu am mai avut niciodată. Mi-am pus stațiile să mă apuc să cânt și în timp ce mi-am pus stațiile, m-am pregătit să cânt, văd că vine poliția spre mine. Și l-am întrebat pe fratele care ne-a invitat acolo, zic, aveți autorizație? Da, avem. Atunci nu mi-a mai fost frică. Da, și dacă venea poliția? Noi avem autorizație din Biblie, de la Dumnezeu. Mergeți în toată lumea. Și vine polițistul și zice, domnule, vă rog frumos, anunțați că s-a pierdut un copil. Și mamă să-l caute cu disperare. Și asta m-a anunțat. Lumea, când s-a uitat la mine, s-a așteptat să le spun ce le spun. Și eu le spun că s-a pierdut un copil. Dragilor, cam așa vreau să încep și cântările din această seară, să spun că s-a pierdut un copil. Și sper că până la final aici să-l găsim. Amin. Amin. Și care o fi copilul ăla care îl caută Dumnezeu de atâta timp? Te-a lăsat atâția ani și tu tot pierdut stai. Amin. Și mi-aș dori ca la final să poți să spui, Doamne, îți mulțumesc în această seară, eu sunt copilul găsit de Tine. Amin. Amin. Cântarea care vreau să o cânt se cheamă Partenie. De ce? Spun lucrul ăsta. Anul trecut, fratele Partenie a scos o carte și a zis, Vasile, mâine vii să cânți la, cum se cheamă asta, la lansare. Și a zis, vin, dar să fie atent că vin doi miniștri. Eu când am auzit că vin doi miniștri, n-am mai putut să dorm atunci, am zis, hai să fac o cântare specială. Și așa, din câte l-am cunoscut eu pe fratele Partenie, și am încercat să fac două strofe. Dar, dragii mei, atât am plâns, toată noaptea n-am dormit. Abia așteptam să vină ziua să le-o cânt și la miniștri, a cântarea lui fratele Partenie. L-ai cântat-o. Am cântat-o, da. Și cântarea spune așa. Merg cu fratele Partenie de mulți ani. El nu se supără că mai predic între cântări, că e pocăit. Chiar dacă câteodată stau mai mult așa. Și cântarea, prima strofă. Cum pot să tac, Iisus, și să nu spun? De-a ta iubire, Domnul meu cel bun, de ziua când pe nume m-ai chemat și ai făcut din mine un fiu salvat. Și cântarea asta nu numai pentru fratele Partenie se potrivește, pentru fiecare dintre noi. Ne uităm că suntem, când sunt băncile goale. Știți cine e de vină că-s băncile goale? Noi. Ce-am făcut să aducem oameni aici? Știți ce va chema Dumnezeu să fiți în deta? V-ar fi plăcut să fiți doctori, așa-i? Dar Dumnezeu ce v-a făcut? Pescari. Dar ce meserie aia? Care e diferența dintre pescar și doctor? Știți care e diferența? E că doctorul își pune un afiș. De la ora cu tare, la ora cu tare, cabinetul și consultații. Și prețul și tot. E, săracul pescar nu face așa. Se scoală de dimineață la 5, pe ploaie, pe vânt și merge, nu știe dacă prinde ceva. Vedeți ce a făcut Dumnezeu din noi? Oameni care să depindem de El. Totdeauna, oriunde suntem, am ocazia să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Să nu tași niciodată. Amin! Pot să tac, Iisus, și să nu spun, de-a ta iubire, Domnul meu cel bun. De ziua când pe nume m-ai chemat și ai făcut din mine un fiu salvat, mine-ai fost în clipele de har și-n încercare când eram pe jar. Nici când o Doamne nu m-ai părăsit, de aceea-ți mulțumesc.
mulțumesc, Iisus iubit, îți mulțumesc. Cum aș putea, Iisus, să uit vreodată harul tău cel sfânt și minunat. Din tinerețe, Doamne, m-ai pornit pe cale către cer cu pas grăbit. Auziți? Cuvinte și cerneală lume nu. Și nici mulțimi de cărți de ajuns să scriu lumii despre iubirea ta. Ce am primit, Iisus, la Golgota, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Toate strofele frumoase, dar ultima mi-a plăcut mie cel mai mult. Când spune cântarea, cuvinte și cerneală în lume nu auziți, și nici mulțimi de cărți îndeajuns să scriu lumii despre iubirea ta. Ce am primit, Iisus, la Golgota. Aleluia. Ce am primit la Golgota. Eu peste tot pe unde merg la frați, mă uit la ei cu bucurie. Vreau să vă spun ceva. În 10 minute sau într-o oră sau în două ore, eu nu vă pot dovedi dumneavoastră cât sunt eu de pocăit sau de sfânt. Așa e că nu poți să dovedești. Adică ce să arăți? Și ce spune Biblia? Că lumea vă va cunoaște dacă sunteți copiii mei, dacă vă veți iubi unul pe altul. Dragilor, sunt oameni cu care ne întâlnim odată în viață. Merită de dragul lui Hristos să-i arătăm un zâmbet, să-l iubim pe omul ăsta, să simte iubit. Asta putem să o facem și într-un minut. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Și la mulți oameni le spun, noi ne-am mai întâlnit undeva. Și îmi spun eu, nu ai cum. Eu sunt plecat în America de 40 de ani. Zice, către mine, nici nu cred că erai născut. Atunci, da, eram mai tânăr. Și, ba, noi ne-am mai întâlnit undeva. Dragilor, noi ne-am mai întâlnit undeva toți. Știți unde? La crucea lui Iisus. Fiecare am fost săpați acolo, în palmele Lui. Și dacă suntem aici, este că Dumnezeu ne-a dat harul să ne numim copii a lui Dumnezeu. Amin. Și mai vreau să vă cânt o cântare care am compus-o mai demult, cam un an în urmă. O cântare care spune, comor de har ne-ai dăruit. Auziți? Nu un pic. Comor de har ne-ai dăruit. Când pe Golgota te-ai jertfit, mureai pentru păcatul meu, Iisuse, Fiul de Dumnezeu. M-am inspirat la această strofă dintr-o cântare foarte veche. O cântare foarte veche. Și vreau să vă întreb dacă știți cântarea, dacă vă recit versul. Eu când am citit cântarea, are mai multe strofe, dar era o strofă care m-a făcut să plâng și n-am mai putut să cânt. Și cântarea spune, casa mea s-a construit de un dulgher ce m-a iubit. Când pe Golgota murea, El la casa mea lucra. Aleluia. Am început să plâng și am zis, Doamne, Tu ești dulgherul care mi-a făcut casă în cer. Și am auzit atâtea nume date lui Iisus Împărat. Soarele luminii, împăratul luminilor, atâtea nume frumoase, dar eu am rămas mișcat de acest nume, de dulgherul care murise pe Golgota pentru păcatul meu. Doamne, ajută-ne ca în această seară să primim acest cadou din partea Ta, slăvit să fie numele Tău. Amin.
dormit, când pe Golgota te-ai jefuit. Mure pentru păcatul meu, Iisus să fiu de Dumnezeu. Cuvintele sărace-mi sunt, să pot să-ți mulțumesc de jos. Despre iubirea ta ce umple astăzi inima, îți mulțumesc, Iisus iubit, de harul ce mi-ai dăruit. Pentru iubirea ta, pacea ta, ce umple astăzi inima. Amin. Întotdeauna mă gândesc la cuvintele